Salut, salut! Astăzi îți voi arăta cum se desenează un ochi. Fără prea multe vorbe, hai să ne apucăm de treabă. Bun, pentru a desena un ochi avem nevoie să știm un pic o parte din asta de anatomie. Și o să plecăm cu prima parte și anume globul ocular, care este ca un fel de cerc, da? În care se află prima oară irisul, care este cam jumate din tot globul ocular, iar în iris se află pupila. Ok. Astea sunt primele câteva elemente, da? Apoi, aici undeva sub pupilă o să avem glandul lacrimar, iar de aici începem să desenăm forma ochiului. Este interesant că partea asta de sus are o buclă din asta care vine un pic cu înălțimea mai spre interior. O să desenăm așa, bun, și care acoperă puțin irisul, da? Și apoi se lasă în jos. Iar partea de jos a ochiului, partea cea mai de jos va fi undeva cam pe aici. Astfel vom avea o linie din asta curbă, îndreptată un pic în jos, astfel încât vom avea un fel de diagonal aici, da? Observi? Bun. Și de aici se va ridica zona asta. Ok, bun. Acum, după ce am desenat forma ochiului, ce mai avem de desenat? Plapele, care plapa de sus vine ceva de genul acesta. Aici se subțiază către lacrimar, se îngroașă un pic și după aia iar se subțiază către spatele ochiului și partea de jos, care este cam tot la fel. Bun, aici apare un mic plan. Și aici este la fel. Ce ne-a mai rămas să facem ar fi partea asta de sprâncene, da? Care cum ne putem da seama? O să facem ca un fel de trapez din asta. Aici va fi prima parte a sprâncenelor și apoi se va lăsa în jos. Iar aici va fi colțul ochiului. Avem partea construită și acum hai să vedem cum dăm și hașură. În primul rând, o altă parte foarte importantă este a ochiului, este partea asta lucioasă, da? Care este dată de încă un element anatomic numit cornee. Acum începem să hașurăm mai închis partea asta de pupilă. Pupila e ca un fel de mică gaură în ochi, în spatele căreia se ascunde cristalinul. Și după aia începem să facem ca un fel de rază de soare, așa, în jurul pupilei, irisul acesta, care la fiecare om are cât un pattern din asta, chiar era și un film despre așa ceva. Îmi scapă acum numele, dacă știe cineva să lase în secțiunea de coment. Întărim liniile astea din lateral puțin, ca să creăm efectul ăla de spațialitate. Aici vom închide partea de sus a ochiului, deoarece plapa asta lasă o umbră purtată. Okay. Dacă ziceam că ochiul este ca o sferă, undeva în zona asta va veni un pic mai închis și în zona asta. Și lacrimarul vine ca o sămânță din asta. Acum, în zona asta un pic de umbră, aici la fel. În zona asta va veni nasul și deci și aici va fi umbrit.
Hai să conturăm mai bine partea asta de sprâncene. Iată, ușor, ușor începe să se vadă toată volumetria asta a ochiului. În partea asta un pic de hașură. Și acum voi schimba creionul. Până acum am desenat cu un 2B și voi începe să pun mai închis un pic umbra. Aici mai lucrăm puțin. Punem niște accente la partea asta de iris. Aici mai trebuie să dau un pic de umbră. Și începem să punem genele, da? Genele în partea de sus, la aproape de sus, pornesc un pic sub ochi aici și vor fi ceva mai intense în zona asta. Și se vor micșora spre colțul ochiului. Iar în partea aceasta, aici vom pune câteva gene. Nu exagerăm cu ele. Aici avem nevoie de un pic mai mult contrast, pentru că aici vine o umbră sub plapă, da? Și aici, la partea aceasta. Aici e cam un volum, da, care crește spre sprâncene. Și cam, hai să insistăm un pic și pe partea asta de sprâncene. Și cam așa ar arăta un ochi. Recapitulăm puțin, deci partea de glob ocular, partea de iris, după aia partea de pupilă. Nu uita, aici forma ochiului vine în partea asta un pic ridicată și după aia se lasă, iar în partea de sus, iar în partea de jos va veni undeva în partea din exterior, burtica asta lăsată. După care vom începe să hașurăm și detaliile de gene, sprâncenele și cam acesta ar fi ochiul. Sper că ți-a plăcut această informație despre cum să desenezi un ochi și dacă vrei poți să o dai mai departe și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să afli mai multe informații despre cum să devii un desenator mai bun, te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube. De asemenea, poți să aplici și pentru o ședință de consultanță gratuită, așa cum vezi chiar acum pe ecran. Și până data viitoare, toate cele bune și spor la desen!